Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Ambuteiaje enervante și forfotă prin magazinele din capitală și astăzi oamenii au invadat unitățile comerciale pentru ultimele cumpărături, iar vânzătorii au profitat și au fixat prețuri astronomice. Primărița Silvia Radu a plecat în vacanță la doar o lună după ce a fost numită în funcție. Cum a reacționat când am sunat-o, vă arătăm la știri. Banca Națională susține că nu a oferit încă niciunei autorități varianta integrală a raportului Crol 2. Asta în timp ce premierul Pavel Filip spune că a văzut raportul, iar democratul Sergiu Sârbu susține că acesta a fost transmis deja procurorilor. Angajații ambasadei SUA din Chișinău au felicitat moldovenii cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Cum sună o urătură moldovenească din gura unor diplomați americani, vedeți în jurnal. La o săptămână și o zi de când a fost făcut public rezumat raportului Crol 2, Banca Națională nu a oferit nici unei autorități varianta integrală a raportului întocmit de detectivi americani. Așa reiese din răspunsul instituției oferit portalului anticorupție.md. BNM menționează că nici unul dintre oficialii din Republica Moldova nu a avut încă acces la varianta integrală a documentului. Astfel, BNM i-a contrazis pe premierul Pavel Filip, care a spus că a văzut raportul, și pe democratul Sergiu Sârbu, care a declarat că raportul Crol 2 a fost transmis procurorilor. Puteți, vă rog, ați citit raportul Crol 2? Desigur. Dacă ar fi acum să facem publice toate numele care se găsesc în acest raport, eu vă asigur că 90% din aceste nume sunt oameni absolut onești. Raportul integral cu date confidențiale, cu nume concrete și cu toate schemele descrise, el deja este transmis organelor de drept, Procuraturii Anticorupției. Declarațiile demnitarilor sunt contrazise însă de Banca Națională, care într-un răspuns oferit portalului anticorupție.md menționează că niciun demnitar sau oficial nu a avut acces la raportul propriu-zis. Documentul a fost transmis Băncii Naționale săptămâna trecută, iar până astăzi a fost publicată doar o sinteză. BNM a menționat că la începutul anului viitor în Republica Moldova urmează să vină reprezentanții Crol pentru o sesiune de lucru în baza investigației. În cadrul misiunii, Consorțiul Internațional va transmite organelor de anchetă din Republica Moldova datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, inclusiv lista beneficiarilor. A împușcat un sportiv în cap și a încercat să fugă din țară, dar a fost reținut la vamă. Victima a fost transportată în stare gravă la spital. Se află în reanimare, iar suspectul riscă până la 15 ani de pușcărie. Incidentul a avut loc într-un karaoke din sectorul Ciocana. Potrivit poliției, trei bărbați s-au încăierat după ce unui bărbat i s-a interzis să intre în local. La un moment dat, acesta a scos arma și a tras în sportiv. Bărbatul de 40 de ani este internat în stare gravă la spital. Persoanele bănuite care au fost reținute de către poliție, dar fi încercat să intre în localul dat, din ce cauză între ei și s-a iscat conflictul. Imediat a fost supus unei intervenții chirurgicale, a fost lucrată plaga, a fost stopată hemoragia intracraniană, după care internat în secția de reanimare. La moment, starea lui este critică, el se află în stare de comă profundă. Imediat după incident, agresorii au fugit de la fața locului. Individul care, potrivit poliției, ar fi tras în bărbat a fost reținut la Vama Tudora. Este vorba de un bărbat de 42 de ani din Chișinău. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat pentru tentativă de omor. Oamenii legii au găsit și pistolul din care s-a tras. Acesta era în automobilul unui cunoscut al bărbatului, care l-ar fi însoțit până la vamă, și acesta a fost reținut pentru 72 de ore. La o zi după ce postul nostru de televiziune a relatat despre noroiul de pe strada Bulbocica din capital, astăzi au început lucrările pe uliță. Tot astăzi, pilonul care a atârnat mai bine de 4 luni de cablurile electrice de pe aceeași stradă a fost dat jos. Acum localnicii reclamează o altă problemă. Pentru că nu au tomberoane, sunt nevoiți să arunce gunoiul în râpă. Autoritățile ne-au asigurat că și această problemă va fi rezolvată după ce va fi pietruit tot drumul. După ce ieri oamenii de pe strada Bulbocica s-au plâns postului nostru de televiziune că drumul de lângă casele lor este numai glod, astăzi compania petrolieră, care a construit în preajmă o benzinărie și a închis drumul principal de acces, a început să pietruiască strada. Și cât ne permit timpul să lucrăm, încolo să lucrăm înainte.
la sfârșitul străzilor. Până la sfârșitul străzilor. Oamenii sunt bucuroși că, în sfârșit, vor avea un drum cât de cât accesibil. Da, Doamne, să ajute Dumnezeu, chiar să-mi facă drumul ăsta. Cred că noi îi ducem după pâine, lângă țărc. Apoi intrăm în gloanță și în magazin pot intra. E rușine. Ori într-o leibus, ce să uie. Și pilonul putred, care a târnat de luni de zile de firele electrice, a fost dat jos. Dimineața eu m-am dus la lucru și când am venit, de jos, vreodă, văhajul, bez straha, bez nicio. Slavă Bogu, on ne stăit. Я благодарен вам, если бы вы не подтолкнули и не под вашим контролем вот это делалось, ничего бы здесь не сделалось. Под консуматорией, но вот нич он момент де интерруптере аварията энергии электрики, и этот фокус а факут только с реакционете на солицитария этих уамин. Apar însă alte probleme. Oamenii spun că nu au unde arunca gunoiul. Tot a vorbit omul și ala, cimcincătul ăla, cu o mașină, ca să vii să iei gunoiul. Dar eu zis, pentru casă, să vii mașina încoace și prin glodul isa. O scris la pritură, s-a dus băiet, o scris zăivlenie, că să ne pui urni. Dar eu zis că aici nu poate mașina să intri. Facă acces, facă drum și tot. Și eu fac contract și te duc gunoiul. Nu sunt probleme. Noi suntem în stare, scotărâm orice întrebare dacă este acces. Pe strada Bulbocica locuiesc peste 10 familii. Nu ai decis încă unde faci revelionul, avem câteva oferte pentru tine. Ce meniu te așteaptă? Cine sunt artiștii care îți vor cânta toată noaptea, dar și câți bani trebuie să scoți din buzunar, îți spunem peste câteva minute la știri. Chișinăul arată astăzi ca un furnicar pe străzi ambuteiaje, iar la magazine cozi imense la magazine. Șoferii spun că se circulă greu, iar polițiștii puși să fluidizeze traficul fac cu greu față situației. Șoferii ne-au spus că au fost nevoiți să stea minute bune pe strada Calea Basarabiei. Aceștia spun că au stat în ambuteiaje și 20 de minute doar pe o porțiune de drum. Foarte rău și aglomerație mare. Trebuie ceva, să construiești mult căsele, dar drumuri nu se fac. Am vreo 20 minute. Până la Revelion, ajunge să destinația? Cred că da, să vedem, dacă nu se întâmplă nimic. Nu știu, probabil astăzi e vineri și majoritatea au venit pe cumpărături. Alții pleacă, alții vin. Printre mașini a încercat să-și facă loc și o ambulanță. Unii șoferi susțin că au fost nevoiți să-și petreacă astăzi și 2 ore în ambuteiaje. Vreo ori jumate. Mult, două ori am pierdut. Polițiști în intersecții au fost, numai că, spun șoferii, aceștia nu s-au trudit să se implice în fluidizarea traficului. Noi în joc părească nică. Cine nu o face? Cine? Poliția rutieră este, că trebuie să facă curățenități. Nimic nu fac. Așa, dacă o alea, dar și vreau la vorbe și crezi ce fac. Aglomerație și magazinele din capitală în goană după cumpărături, oamenii au invadat unitățile comerciale, iar comercianții au profitat de aceasta și au fixat prețuri astronomice la unele fructe. Prețurile cum sunt? Destul de normal. Duble. De când am plecat peste hotare 2 ani, acum ne-am întors și prețurile sunt duble. Asta foarte mult ne-a mirat. E ca este a 600 de lei. Mult, puțin? Depinde și pentru cine. Dar pentru dumneavoastră? Pentru mine e așa, accesibil. 1000 de lei. Mult, puțin? Eu cred că normal. De obicei, agitația cu ocazia sărbătorilor de iarnă durează până noaptea de Revelion inclusiv. Grupul de inițiativă pentru desfășurarea referendumului de anulare a sistemului mixt a depus cerere de înregistrare. Dacă vor fi înregistrați, cei peste 700 de membri ai grupului urmează să colecteze cel puțin 200.000 de semnături în 3 luni în susținerea inițiativii de anulare a sistemului mixt.
Comisia Electorală Centrală are la dispoziție 15 zile pentru a lua o decizie în privința înregistrării sau neregistrării grupului de inițiativă. Comisia Electorală Centrală verifică listele de subscripție și în cazul în care sunt întrunite toate condițiile stabilite de către legislație, inclusiv numărul cantitativ de minim 200.000 de semnături, atunci se transmite documentele către Parlament pentru a fi examinate și a se lua decizia de desfășurare a referendumului. Potrivit organizatorilor, referendumul de anulare a sistemului electoral mixt ar urma să ne coste 40 de milioane de lei. Conform unei hotărâri a Comisiei Electorale Centrale, costurile s-ar ridica la peste 70 de milioane de lei. Avem o guvernare pe care o reprezintă domnul Gandu, cu care noi nu suntem de acord. Nici cu modul de guvernare, nici cu felul și nici cu costurile, pentru că ne-au costat circa $1 miliard și îl vom plăti dublu până în 2000. Deci noi aveam de plătit 24 de ani înainte, vom plăti 25 de miliarde din rezultatul JAF-ului din rezervele băncii naționale. La finele lunii noiembrie, reprezentanții societății civile și-au anunțat intenția de a organiza un referendum legislativ de abrogare a controversate legi aprobate de democrați, socialiști și populari europeni. Democratul Andrean Candu a declarat ulterior că inițiativa are tentă politică, susținând că aceasta ar putea ieșua. Acesta ar putea fi primul referendum legislativ desfășurat în Moldova. Odată aprobate de Comisia Electorală Centrală, rezultatele plebiscitului intră automat în vigoare, fără aprobarea Parlamentului. Ministrul Monica Babuc a făcut promisiuni pentru 2018. Șefa de la educație a spus că vor fi redeschise școlile din 3 localități ale țării. Coincidență sau nu, satele menționate de Babuc sunt conduse de primari democrați. Potrivit ministrului, după vacanța de Crăciun va fi redeschisă școala primară din satul Fărlădeni, raionul Hâncești, acolo unde învață 8 elevi în clasa 1 și 16 elevi în clasa 4. De asemenea, va fi redeschisă școala primară din satul Țepelova, raionul Soroca, unde învață 21 de copii. Ulterior, începând cu 1 septembrie, ar putea fi redeschisă școala primară din Bolohan, raionul Orhei. În toate cele 3 localități, primarii sunt din partea Partidului Democrat. Babuc nu a putut spune clar însă în baza căror criterii au fost selectate anume aceste școli. I-a spus doar că au fost mai multe demersuri din partea părinților și a negat faptul că unul dintre motive ar fi fost apartenența primarilor la Partidul Democrat. Dragi prieteni, n-are absolut nicio legătură acest lucru și dacă o să vă spun că Partidul Democrat, din câte cunosc, are peste 400 de primari, ar trebui să le deschidem poate sute de școli. Mi se pare absolut stranie întrebarea dumneavoastră, dar ok, o înțeleg. De asemenea, Babuc a spus că la anul ar putea fi micșorat atât numărul de ore, cât și numărul disciplinelor obligatorii pentru elevi și liceieni. Din acest motiv, spune ministrul că ar putea fi afectat salariul profesorilor. Deci dumneavoastră trebuie să fiți foarte sigur că atunci când acest lucru se va produce, bineînțeles că se va ține cont și de șarja de încărcare ale pedagogilor. Parte, niciun fel de schimbări nu pot fi per general percepute doar ca deci cu zâmbet și cu bucurie. Ieri, membrii organizației de tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate au depus la minister o petiție semnată de aproape 2000 de elevi, prin care cer micșorarea numărului disciplinilor obligatorii. Monica Babuc a spus că inițiativa ministerului nu are nicio legătură cu petiția celor de la PAS. Silvia Radu a plecat în vacanță la doar o lună după ce a fost numită în funcție. Informația ne-a fost comunicată de o sursă bine informată de la primărie. Atât primărița cât și ofițerul de presă de la primărie au refuzat să ne spună dacă e așa sau nu. Puteți să știm dacă vă găsim de dumneavoastră la primărie? Dar de ce să vă eliminăm la primărie? Spuneți dumneavoastră dacă sunteți la primărie. Doamna Silvia Radu este în concediu anual sau în concediu din cont propriu? Nu, o să mă refer la acest subiect. Silvia Radu a fost numită în funcția de primar interimar printr-o dispoziție a viceprimarului Nistor Grozavu, după ce aleșii locali din CMC i-au respins candidatura de 2 ori. Ea a fost candidat independent la prezidențialele de anul trecut și a obținut 0,37% din sufragii. Primarul de Bălți, Renata Usată, îi susține că în spatele crizei deșeurilor de la Bălți ar sta o mafie, condusă de șeful Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, Octavian Mahu. TV8 a încercat astăzi, în repetate rânduri, să ia legătura cu Mahu pentru o reacție, atât la telefonul de serviciu, cât și la cel personal, dar funcționarul avea telefonul închis. Democratul Sergiu Sârbu a respins însă acuzațiile, menționând că Usată i-a făcut declarații politice. Сегодня вы все стали свидетелями концерта в Бельцах под названием «Правительство решает все».
Но я был уверен, что Паша сейчас покажет другое кино. Там есть и Маху, и вся эта мусорная мафия и так далее. Значит, ну и всех арестовали за 3 дня. Тут я вам скажу, что ну, была бы какая-то логика, что вот как-то он показал, что как бы, ну, продолжает бороться с коррупцией. Contactat de TV8, șeful Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, democratul Octavian Mahu, nu a răspuns la telefon pentru a comenta acuzațiile. Declarațiile acelui pseudoprimar sunt declarații politice, care nu au niciun scop probatoriu. Domnul Mahu este șeful Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, atribuții expres prevăzute de lege, care nu are nicio tangență cu această criză. Această criză este generată de incompetența conducerii administrației publice locale din municipiul Bălți. Nici viceprimarii municipiului nu au fost mai vorbăreți. Leonid Babi ne-a redirecționat către colegul său Igor Șeremet, care de 2 zile este indisponibil. Da, я записала вторую ему записочку, но он постоянно занят, у него не было возможности. Хорошо, а сейчас есть возможность? Нет, нет, он на встрече. Directorul Regiei Municipale Autosalubritate, Tudor Maniv, a comunicat pentru TV8 că aproape toate deșeurile din oraș au fost deja evacuate. Practic noi, cei ce depinde de oraș, s-au transportat acum, dar revizia acum vă iese în soar de cap, încet să fie pe râtea scoate, prin prejurul municipiului Bălți. Cine se fac de cap? Nu, Bălți, deocăpătat, ei vor să facă fere cuiva, să facă curat totalmente în Bălți. Și dumneavoastră le permiteți angajaților să le intre în voie? Nu avem încotro, 3 zile trebuie să mă acolo să facem curat. Cert este că, în mod normal, autoritățile locale trebuie ajutate să capete mai multe capacități și competențe, nu să fie blocate, iar după aceea situația să fie salvată de către salvatorii de la guvern. Asta nu este în regulă. Atunci nu mai avem nevoie de primării, trebuie toate lichidate și totul să fie dirijat de guvern. Dar asta deja nu mai este democrație, este dictatură. Municipiul Bălți se confruntă cu o invazie a gunoiului după ce compania responsabilă de evacuarea deșeurilor și-a stopat activitatea la 15 decembrie. Asta deoarece autoritățile locale ar fi refuzat să majoreze tarifele pentru acest serviciu. Ieri, prim-ministrul Pavel Filip a convocat o ședință specială fără presă. El a cerut administrației locale din Chișinău să se implice în soluționarea problemei din Bălți. Anterior, Pavel Filip s-a implicat și în soluționarea crizei deșeurilor din Chișinău. Acesta ar fi convins autoritățile locale din Țânțăreni să redeschidă groapa de gunoi. Restaurantele și pensiunile se întrec în oferte captivante pentru seara de Revelion. Meniul a fost bătut deja în cuie, iar majoritatea locurilor au fost rezervate. Un local din Chișinău a contractat pentru seara de Revelion tocmai 5 vedete care au reprezentat Republica Moldova la Eurovision. Îi avem ca prestatori pe Zdob și Zdub, pe Sunstroke Project, pe Pașa Parfene, Aliona Mun, Nelly Ciobanu, Dore Dos, urători, focuri de artificii. Meniul pentru noaptea dintre ani este unul delicios și divers, pentru a le face pe plac celor 180 de petrecăreți care au ales să sărbătorească aici, vor lucra 30 de bucătari. Un loc la restaurant de Revelion costă în medie 2000 de lei. Începând cu caviar, somon, rață, curcan, logic, porc, pui și așa mai departe, plus băutură foarte, foarte bună. Cei care vor să întâmpine anul nou ca pe vremea bunicilor pot alege pensiunile agroturistice. Majoritatea locurilor au fost deja ocupate. O echipă avem din România, din alte echipe sunt în Chișinău. Dacă va fi zăpadă, clienții vor petrece într-o atmosferă de poveste. Nu este plimbarea cu Sania, cu cai, este patinajul pe râu, care pensiunea se află pe malul râului, și a treia, plimbarea cu săniuțele. Oaspeții vor fi alintați gastronomic cu plăcinte, sarmale, borș scăzut și friptură de porc cu mămăligă, iar atmosfera de sărbătoare va fi creată de colindători. Colindătorii sunt copiii din sat, anume copiii gimnaziu, clasa 1, clasa 8. Cei care aleg să întâmpine anul nou la o pensiune agroturistică vor trebui să scoată din buzunare aproximativ 850 de lei. Îmbrăcați în haine naționale moldovenești, angajații ambasadei Statelor Unite la Chișinău i-au felicitat pe moldoveni cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Aceștia ne-au urat într-o română aproape perfectă, o economie puternică, locuri de muncă, curaj și putere.
A, e cam frig astăzi. O zi de iarnă. Aho, aho, colegi și frați. Stat puțin și nu mănați. Lângă brad vă adunați și urare mă ascultați. Ei pocniți virtuos din bici și cu toții mă flăcai. Mai strigați odată, hai, hai, la mulți ani. Recent și ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău a felicitat moldovenii printr-un mesaj video pe Facebook. Peter Mihalco le-a dorit moldovenilor un an nou fericit. Rochii, salopete și pulovire de toate culorile și pentru toate mărimile, iubitului tău patruped. Unii moldoveni nu au ratat ocazia să-și surprindă animalul drag de sărbători, mai ales că anul câinelui bate la ușă. Am decis să-mi bucur cățelușul pentru că vine anul nou și vreau ca ea la fel să fie la modă, să fie în haine de sărbătoare îmbrăcată în ajunul anului. Eu am ales anume culoarea verde pentru că este culoarea bradului, culoarea bucuriei, anul nou, fericire. Detalii în câteva momente, rămâneți cu noi. În seara de Revelion, în mai multe orașe din țară, vor fi organizate activități artistice. În centrul capitalei vor evolua artiști autohtoni și, ca de obicei, vom putea urmări un show de artificii. Orheienii vor avea parte de un Revelion în stil pop, cu muzica anilor 80. Chișinăuienii și oaspeții capitalei sunt așteptați să întâmpine noul an în Piața Mare Adunări Naționale. Vor încălzi atmosfera de Revelion Orchestra Municipală de Muzică Populară a fraților Advahov, alături de Zinaida Julea și Mihai Ciobanu, iar trecerea în noul an va fi marcată cu focuri de artificii. Din intervenție muzică ușoară, pe scenă vor urca Eli Ciobanu, Gheorghe Țopa, Catarsis, Diana Brescan, Mariana Mihailă, alții. Cei mai răsfățați anul acesta vor fi orheienii, care vor avea parte de un revelion în stil pop. Nici aici nu vor lipsi focurile de artificii. Vor evolua legendarele trupe ale anilor 80. Arabesc. Geni din Ace of Base. Genghis Khan. DJ autohton. Cei care vor sărbători în stradă la Cahul vor fi întâmpinați de Moș Crăciun și Fulga, dar și de cete de colindători. Toți cei mai activi și isteți vor primi în dar colăcei, dulciuri, tot felul de suveniri. Iar în dimineața zilei de 1 ianuarie deja 2018, între ora 1 și ora 4, amatorii de dau vor putea sărbători alături de familie și prieteni prima horă anului 2018. Cei de la Ungheni vor fi colindați de colectivele folclorice de la Palatul Culturii din oraș, iar după miezul nopții toți sunt așteptați la petrecere în fața primăriei. La orele 1, deci ies pe piața primăriei, piața independență a primăriei la brad, unde este hora de sărbătoare, și la orele 2 sunt focurile artificii. Asta deja e o tradiție de mult ani. Vremea de Revelion se anunță a fi primăveratică. După ploaia de astăzi, meteorologii susțin că prima zi din 2018 va veni cu temperaturi de până la plus 10 grade ziua și noaptea se vor înregistra temperaturi cu plus. Totuși, în unele raioane de nord, mâine se așteaptă ploi și lapoviță. Anterior, sinopticienii au anunțat că astfel de temperaturi în decembrie s-au mai înregistrat cu 20 de ani în urmă. Continuăm. 10 milioane de vizualizări în doar jumătate de an. De atâtea ori au fost văzute reportajele TV8 pe pagina de Facebook a televiziunii noastre. Am intrat în casele voastre cu subiecte de problemă, reportaje de analiză, dar și cu povești de viață sau cazuri care au cutremurat o țară întreagă. Site-ul TV8 a realizat topul celor mai bune știri pe care vi le-am prezentat. Încheiem acest an și promitem să fim și mai buni în cel care vine. Cazul copilului împușcat la Verejeni și găsit fără suflare într-o fântână deschide topul celor mai vizualizate reportaje de la postul nostru de televiziune. Crima cu multiple semne de întrebare a adunat aproape 1 milion de vizualizări pe site-ul Facebook al TV8. Împușcătorul a fost în partea stângă. Numai decât cu mâna stângă trebuie să-i rană. Cu mâna dreaptă trebuie să scoți apă. Nu putea să-i cu mâna dreaptă și scoat cu mâna asta. O zi din viața unei profesoare cu 30 de ani de muncă în spate, cu un salariu de doar câteva mii de lei, dar cu o poftă de viață enormă, a sensibilizat peste 5 milioane de utilizatori. De la ce oră v-ați trezit? Ne
nici ora 6. De dimineață trebuie să te scoli, să le reușești pe toate. E o muncă titanică. Dacă un salariu tarifar este de 2.955 de lei, 11% cam cât va fi. Plus la aceasta se mărește suma de impozitare. Poezie dedicată liderului democraților Vlad Plahotniuc de către o protestatară prezentă la o manifestație față de introducerea sistemului mixt de alegeri a adunat peste 450.000 de vizualizări. Cum boala, frica asta e să nu iasă lumea în piață, are o teamă și este în om. Așa ești tu, un cancer netratat între popor. Cheful preoților în plin post a adunat alte câteva zeci de mii de vizualizări. Fețele bisericești au sărbătorit ziua de naștere a arhimandritului Nicolae Roșca, duhovnicul mănăstirii Ciuflea. Ce aniversați? Iar dumneavoastră? Ce scuze. Păi totuși de ce ați venit și v-ați prezentat aici? Alte reportaje care au stârnit curiozitatea internauților au fost cele despre bijuteriile pe patru roți ale preoților, despre cel mai cool șofer de troleibuz, dar și subiectul despre moartea tânărului Andrei Braguța, bătut crunt în izolatorul poliției. În anul care se apropie, promitem să fim și mai buni și să vă aducem subiecte și investigații de calitate, știri rapide și interesante. Cel puțin 12 persoane, inclusiv un copil de un an, au murit într-un incendiu care a izbucnit într-un bloc de locuințe din New York. Mai multe persoane sunt rănite, patru dintre acestea fiind în stare critică, scrie AFP. Peste 160 de pompieri au fost trimiși la fața locului. Clădirea, care avea 5 etaje și peste 20 de apartamente, a fost construită cu mai bine de un secol în urmă. Deocamdată nu se cunoaște cauza izbucnirii incendiului. Cel mai grav incendiu la New York a avut loc în 1990. Atunci, 87 de oameni au murit în clubul social Happy Land. Nenorocirile se țin în lanț în Rusia. Un autobuz de linie a intrat peste oameni într-o stație astăzi dimineață, în Moscova. Trei oameni s-au ales cu răni ușoare și au ajuns la spital. Potrivit poliției, autocarul ar fi evitat impactul cu o mașină. Incidentul vine la doar câteva zile, când un alt autobuz de linie a intrat într-o subterană din Moscova și a omorât patru oameni. Incidentul s-a produs dimineața într-o stație din Moscova. Mai mulți oameni așteptau transportul public când un autobuz de linie a intrat peste ei. Doi bărbați și o femeie au fost răniți și duși la spital. Водитель автобуса, по предварительной информации, пытаясь уйти от столкновения с другим транспортным средством, допустил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибших нет. Potrivit oamenilor legii, șoferul autobuzului ar fi încercat să evite impactul cu o mașină și a intrat în stație. În vehicul se aflau mai mulți pasageri care nu au avut de suferit. Foarte mult pajarnic, MCS-nicov, poliție. Când am ajuns mai aproape în probăcii, am văzut că autobuzul stă în stație, nicio nu a rămas. Poliția interoghează șoferul autobuzului, precum și pe cel al mașinii cu care acesta ar fi evitat impactul. Potrivit presei ruse, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru prestarea de servicii ce nu corespund măsurilor de securitate. Șoferul autobuzului are 57 de ani și susține că a trecut examenul medical înainte de a urca la volan. Acesta nu a fost reținut. Cu patru zile în urmă, un alt autobuz de linie a intrat într-un subteran din Moscova. A ucis patru oameni și a rănit alți 11. Anul 2018, conform calendarului chinezesc, este anul câinelui. Un reporter TV8 a dat astăzi o tură pe la magazinele zoo să vadă ce cadouri speciale pregătesc moldovenii patrupezilor devotați. Olga are cățelul de mai bine de 3 luni. Patrupedul a reușit deja să-i schimbe prioritățile vieții și pentru că vine anul nou, a decis să-l alinte cu un cadou bine meritat. Da, este prima noastră cumpărătură. Nu a fost greu pentru că ele sunt foarte diferite, sunt foarte multe, colorate. Nu i-a fost greu să aleagă o hăinuță și nici cățelușa Carla nu a făcut mofturi la coloristică.
Am decis să-mi bucur cățelușul pentru că vine anul nou și vreau ca ea la fel să fie la modă, să fie în haine de sărbătoare îmbrăcată în ajunul anului. Eu am ales anume culoarea verde pentru că este culoarea bradului, culoarea bucuriei, anul nou, fericire. Comercianții spun că hăinuțele pentru câini și pisici sunt în vogă în perioada rece a anului, mai ales de sărbători. Unii aleg pulovere, alții salopete. În preajma sărbătorilor, stăpânii își îmbracă cățelușele în rochițe. И предпочитают сейчас костюмчики, комбинезончики, свитерочечки. У нас сейчас как раз есть коллекция новогодняя с оленями. И вот их очень обожают. А перед Новым годом покупают, вот, пожалуйста, костюмчики красивые со стразами. Тут и для девочек, и для мальчиков. И тут... Средняя цена идет около 400 лей. То есть от 200 до 500 приблизительно. Это в зависимости уже от самого костюмчика. Anul 2018, potrivit calendarului chinezesc, este unul al câinelui de pământ. Legenda spune că cei născuți sub acest semn zodiacal va avea un an norocos, iar luna februarie va fi una specială. Doamnelor și domnilor, acesta a fost ultimul jurnal de știri în limba română din 2017 la TV8. Vă urăm tuturor sărbători frumoase alături de cei dragi, un an mai bun și vă dăm întâlnire pe 9 ianuarie 2018. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți! De celor 10 ani împliniți, Sala de Aur anunță un revelion cu vedete de Eurovision. Zdob și Zdub, Pașa Parfeni, Aleona Mun, Carisma, Doredos, Nelly Ciobanu și Sunstroke Project. Revelion fastuos la Sala de Aur. În acest an, restaurantul oferă un program de neuitat în seara dintre ani. Artiști de valoare care vor scoate la dans fiecare client, un meniu cu cele mai apetisante bucate, un program artistic deosebit și multe surprize. Asta îi așteaptă pe cei care vor petrece Revelionul aici. Începând cu caviar, somon, rață, curcan, logic porc, pui și așa mai departe, plus băutură foarte, foarte bună. Avem alegere din 500 de feluri de bucate. E foarte vast, e foarte divers și ca preț și ca produs. Bucătarul șef al localului face minuni în aceste zile la plită. Asistat de 30 de ajutoare, maestrul bucatelor alege cu grijă fiecare ingredient. Peștele de mare, nisetrul și curcanul la cuptor vor fi doar câteva dintre bucatele speciale ale mesei. În meniul de revelion, la bucatele calde, vom avea și curcan copt la rolă. Curcanul este marinat preventiv, spunem 24 de ore, într-un marinat special, care cred că doar la Sala de Aur așa marinat se prepară. După ce este preparat, se servește așa cum vedeți pe tavă, este ieșit, este o ieșire specială. Aproximativ 180 de petrecăreți vor sărbători trecerea dintre ani la Sala de Aur. Un loc la restaurant costă în medie 2000 de lei. Avem sărbătoarea de 10 ani de Revelionul la Sala de Aur. Este specială, este pregătită cu mai mult fast, cu mai mult gust, cu mai mulți bani. Așteptăm publicul cu mare, mare drag. Deja suntem pe ultima sută de metri. Da, asta rămâne surpriză, nu pot să vă zic vouă acum. Sigur că da, în tot anul Sala de Aur pregătește câte ceva, e nemaipomenit. Sala de Aur este un complex cu 4 nivele, destinat unei singure ceremonii, cu o curte încăpătoare și o terasă bine amenajată. Cu un design clasic îmbinat cu elemente moderne, orice vizitator se simte ca un adevărat rege la Sala de Aur.